Avem un ceas produs de Paul Garnier și aceeași firmă care a produs și ceasul din gara centrală din Paris. Din păcate nu este funcțional, dar este unul dintre puține care au mai rămas pe frontispiciile gărilor vechi. Credeți că al nostru va mai funcționa vreodată? Da, dacă se ocupă cineva de el, fără probleme. Probabil că atunci fostul rege Carol I nu și-ar fi imaginat că peste mai mult de un secol, calea ferată nu mai este ce a fost, iar gara regală din Curtea de Argeș este neîngrijită, deși în zonă mai ajung zilnic două trenuri de persoane. Gara datează din 27 noiembrie 1898, când a avut loc și punerea în circulație a căii ferate Pitești-Curtea de Argeș. Este gara regală, monument istoric, toți regii mormântați la Curtea de Argeș fiind aduși cu trenul. Din păcate, tencuiala de pe pereți cade, iar un copac a apărut în acoperiș tot crește, semn că gara este în paragină. Vă place cum arată gara? Sincer, nu. Un monument istoric care e lăsat de paragină, de sincer, nu. Dar asta e România. Mare puțin și cade. Asta e România. Știți că e gara regală, în mod normal aici ar fi trebuit adusă regina Ana pentru un mormântare, să vină cu trenul. Ce s-a întâmplat cu ani în urmă când a fost adusă regina Maria, noi am văzut totuși fotografii vechi, arăta altfel. Și până Revoluție arăta gara foarte frumos. După Revoluție, conducerea țării arată la ei bine acasă și la noi sau la... Nu știu, n-am cuvinte. Au uitat de ea? Da. Majestatea sa, regele Carol I, era un pasionat al căilor ferate. A făcut tot posibilul să modernizeze infrastructura de căi ferate a României și chiar dacă la început a suferit un eșec, renumit afacere Strusberg, ulterior, prin eforturile statului român, s-a realizat o rețea de căi ferate fără precedent în această parte a Europei. Ce este grav din punctul meu de vedere este faptul că, deși de ani de zile autoritățile publice locale din Curtea de Argeș au făcut demersuri să ni se încredințeze această gară pentru a fi reabilitată. Și aici se da un scop cultural, pentru că, gândiți-vă, se poate face și o galerie de artă și se pot face alte evenimente culturale, ei refuză. Primăria din Curtea de Argeș a transmis în ultimii doi ani documente către SNCFR, solicitând ca gara să-i fie dată în administrare, asigurarea de a se păstra destinația, dar și cu promisiunea de refacerii ei. Răspunsul a fost că este necesară o hotărâre de guvern, care nu a mai venit nici până astăzi. Am fost mandatat să solicit restituirea gării regale către municipiul Curtea de Argeș, solicitarea noastră fiind făcută în scopul de a avea baza legală renovării acesteia, fără a avea probleme cu Curtea de Conturi. Am solicitat acest lucru să ne se acorde gara cu titlu gratuit, iar noi urmând să lăsăm, sau fără să schimbăm destinația, să o lăsăm tot pentru să fie gară. Răspunsul celor de la Societatea Căilor Ferate Regională Craiova a fost că acest lucru se poate face numai printr-o ordonanță de guvern. În acest moment au loc lucrări de reabilitare doar la toaleta gării. Ce faceți? Reparați? Da, reparăm la CFR. Dar nu și la clădirea gării? Nu. Doar ce e pe lângă ați primit de reparat? Da, atâta, numai ce asta trebuie.